Ei, oameni măi, până în frata am venit. În frata, băi, fraților, bă, auziți, frata. În satul Bercheșiu, ca să fac clipul ăsta de care v-am spus astăzi, cu nevasta unui fost prieten. Interesant locul unde l-am ales. Tata alege locul. Zona prezidențială, numărurile una și una. Bun, domnilor, să începem. Ia uitați, băi, oameni, bă, ce loc o găsit tata, bă, să vă zică vouă poveste. Ha? Are tata locuri. Bineînțeles că are. La fântâna părăsită. Care și e melodia la fântâna părăsită? Căsile acolo. Oare ia stea pe fântână până ce începe povestea? Balozai luăm. Este de apă murdară, asta nu e băut. No, să vă zic povestea. Bineînțeles. De acolo bem noi lapte. Și brânză. Și urdă, și caș. Da. Ce ajunge la oraș, mai oameni, n-are nici mangură, nici mangură de ce dă vacile astea. Ne fură, îți. Păi, oameni, bă, aici m-am oprit ca să vă fac povestea în continuare, că la fântâna părăsită mi-a fost frică. După aia, până se răcește, povestește tata, aca. Bere. Ăla-i patronul. Ia uitați, voi mâncava ce e aici. Loc frumusețe naturală. Sigur că tata numai de-a le găsește. A vălea și n-a vălea. Plac de pescuit, agrement. Mere și cu barca dacă vreți. Așa zi pe timpul dacilor. Ei, 50 de lei pescuiesc tătăzua, 3 kg de pește satoi. Așa a zis omul, proprietarul. Aici un lac, dincolo un lac. Căsuță. Băi, ăsta e chiar acolo, la locul ăsta, unde să zice, mă. Am uitat cum îi zice, dar văzut eu imediat cum îi zice la chestia asta. Să vedem ce are pe aici, ce animale are. Asta pentru ocănaș, dacă vreți să joace ocănașii de la oraș. Opa. Pinchenatule. Cocorigo. Oare cum i-ar sta la ăsta în labosul meu? Și pe tine întreb și ei în virpulul meu. Guiu. Nimă. Numai rasă domesticită. Nea. Căr. Băi, oameni, măi, asta e cea mai de tătie. Rață, gâște și curcani. Avem și fazani. Auzi, văd cum cotcodăcesc. Fazanul să teame de mii. Păi aici ce sunt? Nibeni arbota ce mare. Populaș. Ata populaș. Are populaș. Sărteava rânte să vă sărâte. Am zis că și cuc cântă pe aici. Ce te vreți, bă? Și pe rândul de jos, plin de iepuri. Aici ce e? Ii, mă, mâncați așa. Ce huhureză ăștia, bă? Ce sunt ăștia, bă? Căciu. Ce huhureză ăștia, bă? Nu știu ce-s.
zonă faină. Găsește tata zonie. Și doamna-i după mine. Aici, doamna, să mânce mâncarea. Are apă, are fântână apă. De băut, bună. Măi, oameni, să mă pui să mânc. Și apoi mai vedem noi cum stă treaba. Bateria cum stă? Băi, oameni, băi. La iarbă verde acolo ne așa. Auziți, băi? Am zis astăzi că vă povestesc vaza cu nevasta prietenului meu. Grea intervenție. Grea intervenție. La întrebarea care v-am pus-o, are femeia de tătie, bani, casă, mașină, bărbat de onoare, nu duce lipsă de nimic, nu-i trebuie să muncească. Mere cu altul din cauza hâț. Oare mere sau nu mere? Nu fiți atenți. Păi, oamenii, mă, într-o seară mă plimbam cu mașina la acostat. Gagici. Sună telefonul. Cine credeți că îi? O femeie cu care tot am vorbit eu pe Facebook. Nu ne cunoșteam, numai de pe Facebook. Măi, avea asta, măi, și am o crecare, niște poză. Când te uitai la poză la ei, aveai numai filme erotice în cap. Numai poze care te seduce. Ni furnica pe carne. Ma, dă-ți carne. Băi, tot am vorbit cu ea pe Facebook. Tot m-am uitat la poză. Și eu mă uit să văd dacă nu-i cu un bărbat. Înțelegeți? N-avea poze cu bărbați. Băi, fraților, bă, după mai multe discuții îndelungate, ca control, că ea n-avea videocam din ăla web, am cerut numărul de telefon. Să văd dacă nu-i vreun travestit. Am sunat-o, mi-a răspuns. Deci, am sunat-o fără număr privat. Și-au rămas că
ca odată când vreau să beau o cafea cu ea, un suc, o bere, o șampanie, s-o sur. Băi, fratelor, i-am uitat s-o sur. Trece vremea și cum v-a spus, îmi sună telefonul pe la 10-11 seara. Servus, mă. Ce faci, mă? Ce să fac tu, mă plimb? Umbli după coțofanie? Ce să mai umblu, că mai suna tu? Ești a mea în seara asta, eu că te ia. Măi! Ne întâlnim, zice că mine, hai la mine și apoi vedem noi. Unde? Pe strada cutare la numărul cutare. Ce ziceți, mâncavar? Eu eram chiar în zona ei. Rupe tata carnea. Zic, tu steară pe adresa ta. Opresc mașina, mă dau jos, sun la interfon, bang, îmi deschide. Urc sus. Nic când deschide. Dar ce-i tu? Dorme copiii. Opa! Și m-o zvârlit în bucătărie. Și-o închis ușile la cameră și la bucătărie, noi doi. Mă, într-o părete de țiță onodrag, de numai nu pognea pe ea. Tătătăt iscotea. Șold, cur, flotă. În evidență. Un bodybuilding din ăla până aici, în ea, cu niște țâță, dar nu de ale asamblate, originale. Măi, frate, măi, că la 35 de centimetri nu se putea apropia de mine, că mă împunjea în chep cu ele. Ha! Botul format pe dudaș. Ce bei, ia câtă mine? Și-ți vâr o sticlă de whisky. Scoate din frigider. O, tu nebună! Nu beau. O cafea. Apoi o mai vedea. Mă! Face cafeaua. Până se face cafeaua. Vorbea cu mine. Vorbeam de-a noastră, ea și mie. Vorbe numai de ale dulci și cu accent pe limbă scos afară. Înțelegi? Mintea mea unde era când scotea limba afară? Cum ai linge un foilot, așa făcea, o înghețată. Apt, apt, mintea mea era la bota mea. Să mai făcea câteodată că zice vorbeaște încet și sufla în ureche, mă. Măi, ați văzut șerpoica aia când scoate limba? Așa scotea limba la ureche, mă.
Păi, fraților, bă, era vara, eu în bermude, de obicei n-am chilos pe mine. Dar nu-s de carton, mă. Am avut și eu simțăminte. Ne-am eu umflat. Deci că era flamura, flamura regală. Mi s-a îndreptat ăștia să pognească zlițul. Numai s-a băgat și a zis, cu picciorul l-a împins. Să nu cumva să intre coptilul să vadă că să sperie. Bota. Și nimeni în cavar. Hâț l-a luat în mână în bermude, măi și frământa pe el. Măi și frământa pe el așa. Și nu-ți dosteam eu doste să-mi foiesc și să mă... Eu ce-am zis? Pleacă-te în genunți și el la pupu, mozolește. O, nu! Nu, nebunule, că poate intră coptilul. Coptilul și mă vede, poate să trezește. Mă, când o zis așa, ce-am zis? Dar nici nu ieșim. Nu pot să ies că dimineața la prima oră la 7 trebuie să mă duc la lucru. Așa o zice că la lucru. E să scoată o adeverință la copil. Ce-am zis în gândul meu? La pupul nu mi-l ia de bombarda, nu pot bombarda. Mă duc. Mă duc și... Eu nu trag de femeie. Altă dată. Mă, mă văd doar acolo. Cred că. Mai după vreo 40 de minute de stat acolo, m-am dus. Eu nu vă mint. Știți unde m-am dus? Direct pe calea Tursă. Vreo 27 de sugătoare. Atât am căutat una până mi-a plăcut. Mi-am făcut treaba și am venit către casă. Măi, oameni, mă... Vorbesc cu ea pe Facebook a doua zi. De uite, tu nu ți-l și ne mai făcut să mă doare opona și râdea de numă. Tași că așa te lucru de nu mă iscă trăiești pe cea câtă mine aia pe Facebook. Tu. Hai tu zic să ne întâlnim numai tătă asta. Eu să-i dau, că era bună. Deci auzi, un weekend că duc copiii la mama, cam așa ceva, și rămân singură. Măi, mami, mă, am așteptat până un weekend. M-a sunat de să ne mergem să ne întâlnim pe terasă la o cafea, un suc, nu m-am dus. Am băgat motive. Între timp, vorbesc cu un prieten de-a meu pe Facebook, care o avea la prieten. Mă, de unde o știi tu pe asta? E prietena lui Fomica. Da?
Asta e așa. Nu a intrat un de la la cură. Sunt pafomică. Mă, cine e asta? Dar zice-o știi, Nelson, pe dacă te întreb. Dar ai avut treabă cu ea, Nelson. Mă, și-i povestesc. Bă, Nelson, ăsta-i nevasta lui prietenul meu. Zice, el te cunoște pe tine. Și tu-l cunoști că a fost trăgător și din alea. Ai de mine, mă. Zic, eu nu-l știu. Zice, uită-te pe pagina lui de Facebook. Și mi-a zis pagina. Mă, îmi părea omul cunoscut. Fraților, omul a fost trăgător de alba neagră, cu bani omul, cu casă, cu rânduială, în străinătăți aleargă, face bani. Și asta, băi, fraților, îi dărâma capitalul. Îi dărâma capitalul. M-a sunat ce faci, haida. M-am dus, dar nu cu intenții, cu gânduri bune. Tu, auzi aici. Poftă bună. Mersi, mersi. Cum? Arbă verde. Cum îi zice la locație? Pensiunea Paula. Pensiunea Paula. La kilometru 18. Da. Pe DN16 Cluj Reghin. DN16 Cluj Reghin, kilometru 18. Știți voi care treceți pe aici? De ale grătare. Ha. Nu m-am să toptesc în gură. A văzut locația. Tu, nu ți rușine tu. De ce Luselpo? De ce-ți barruc? Ce mă, Nelson, cine te-o îmbăliga? Că eu nu mai stau cu ăla de mult. Stai, nu stai, pe mine nu mă interesează. Mai oameni, n-am avut treabă cu ea. De unde, cum și când o aflat și ce-o aflat omul? De la fomică, cred. Intră pe mine. Pe Facebook. Ce bănesc, nu știu ce. Ia uite. Viu în țară. Mai omule, oricând ne întâlnim la o cafea la o bere. Și mă întâlnesc cu el la cafea la bere. Îl vedeam pe fața lui. Tulburat omul. Tulburat. Omul credea că am avut ceva cu ea. Nelson, ai omule, stai liniștit. Dacă vrei măsuri, n-am avut nimic cu femeia asta. Când am auzit cine îi, nu te cunoșteam, dar simțeam că vom deveni prieteni. Și că, pentru prestigiul tău, eu nu fac din astea. Băi, poate nici amul nu mă crede omul. La mult după clipul ăsta să mă crede. Înțelegi? Deci, băi oameni, să vă spun ce am. Femeia. Nu băgăm toate femeile într-o oală. Femeia trebuie să o cunoști în timpul prieteniei tale.
în timpul pretiniei tale, trebuie să o cunoști dacă merită să stai cu ea sau nu. Ascultați-vă. Trebuie să știi să citești față, să cunoști psihologie, să cunoști caracterile astea. Și cel mai urât la o femeie, că am mai întâlnit eu pe unul care mi-a povestit, săracul, șmecher omul, de tăt, după 20 de ani l-a înșelat aia. Omul șmecher, el l-a înșelat cu un papagal și să-i faci de rușine respectul lui și caracterul lui față de prietenii lui. Ai, nenorocire. Liana, tata știe că nu, dar Doamne fer dacă da. Eu cu târnacopul, că cu târnacopul și voi fi istorie. Și de tine va vorbi ca de Mihai Viteazul și de voivodul țării românești încă 200 de ani. Rămâne istoria. Nu mă dă bine și sănătate și să aveți bucurie în familie. Vă urează mersul mondialul. Și atenție la neatenție. Vă pupă, tata. Da. Băi, omule, mă, treaba e bună. Treaba e oblă. Da, da. Așa se zice. Camerile ai și matrimonial și exact. Duble. Prețurile bune, convenabile. Absolut. Ai, ai. Carnea e bună, dar am văzut aici ce om face și sau cum fac pescarii când vin. A, e formă. De formă, nu face viață, grătar. Grătar, l-am văzut acolo. Facem. Am văzut grătarul acolo. Mai vrea câte unul să păiam unul acolo de rezervă, când chiar vine omul și aha. Îi dau voie să facă și el acolo. Faină locație. Să simtă ca aia albă verde. Da, uzi, am văzut acolo în spate jos, ăia ce sconc și ce să ia, ăia doi mici? Porcușor de Guinea. Ai, 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 porcușor de Guinea, mă duc să-i mai văd odată. Da, că eu tot le zic la femei, la din astea care mă enervează pe Facebook, tu porcușor de Guinea, ăia-s porcușorii de Guinea. Auzi, bă, porcușor de Guinea, bă, și-am crezut că-s... Uite-te, bă, în casă, așa, bă, câte. Bida, mătii, măi, tata. Ia uite-l, bă, porcușor de Guinea. Ia uite, bă, ce păros-i, bă. Vine-ai, bă. Se bagă su iarbă. Da. Familia zburătoarelor, vă doresc o după masă plăcută. Merge tata, aveți grijă de șerpi, șobolan, șopârle și ați guzgani, să nu vă înțepe pe timp de seară. Cuac, 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 cuac. Cuac, cuac. Cuac. Na. Era că eu s-o acasă, ce-l aducem aici să joace cu cuculiile? Tinta Burișca. Na, mele tata. Să mă iau ochelarii, să mă iau stica, să mă iau... Ui, câte furnici sunt. Eu intrat și la găoază. Să mor. Dacă nu.
Deci, domnilor, vă așteptăm la pensiunea. Ați auzit cum îi zice, ați auzit unde se află, mașinile, autobenzele, furnale, tot ce vreți, păsărele. Uvăla! Ca în filme să mor eu, dacă nu. Liniște ca la americani în filmele alea, când arată California. Regin Apahida. Ce mere, tata, bine, mere. Pensiunea Paula. Restaurant. Am treabă bună aici. Treabă bună.